Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la această ediție specială a emisiunii De Sens Vieții, acum când creștinii sărbătoresc nașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Bun venit în această enclavă de timp a sărbătorilor de iarnă, când totul pare mai frumos, mai uman și mai plin de semnificație. Acum ne luăm timp să medităm, să fim mai atenți cu cei din jur, să gândim la lucrurile profunde ale vieții și să găsim frumusețile ei în această mare a negativismului și a lipsei de sens. În mod inexplicabil, ne ocupăm timpul și viața cu necazuri, suferințe și evenimente negative, dar suntem mai puțin atrași de farmecul și de frumusețea vieții. În seara aceasta dorim să găsim drumul spre lumină, spre frumos și spre optimismul existențial. Ne vom lua timp să povestim, să ne amintim, să descoperim și să conștientizăm încă o dată cât de frumoasă este viața. Ca invitați, îi am alături de mine pe Elena Unc, artist vocal, profesor de canto la clasa de canto Elena Art din Arad, cu care am fost coleg de liceu la liceul de artă Sabin Drăgoi din Arad, și pe Ștefan Banu, manager la clasa de canto Elena Art și al serialului Ultimul Baranov, produs în Arad și care este de asemenea student la psihologie. Pe parcursul emisiunii o vom avea alături de noi în apel pe doamna Silvia Maria Demian, profesoară de muzică și fostă directoare a Liceului de Artă Sabin Drăgoi din Arad, care a fost 47 de ani alături de tinerele talente arădene, și pe părintele Liviu Burlacu, directorul Centrului Izvorul Tămăduirii din Bacău. Bună seara, Elena! Bună seara, Ștefan! Bună seara, bine ați venit Ionica. La emisiunea De Sens Vieții aici la A7 TV! Bine te-am găsit și bună seara și invitaților noștri! E o seară specială, o seară în care dorim să simțim bucuria nașterii Mântuitorului în sufletele noastre și dorim să aducem un strop de frumos în sufletele oamenilor. Știm că viața nu este ușoară, știm că are greutățile și luptele ei cu care v-ați bătut și voi, și cred că în seara aceasta veți aduce un strop de speranță și veți ajuta pe cei care caută încă sensul vieții să îl găsească și să își găsească motivația și rostul în viața aceasta. Aș dori la început de emisiune să ne povestiți câteva lucruri despre voi. Cine începe? Te rog. Îmi place să spun despre mine că sunt un simplu om, un simplu om iubitor de artă, de frumos, de copii, de oameni, de natură. Sunt o ființă artistică și boemă, un om iubitor de bine. Mi-ar plăcea să trăim într-o lume frumoasă în care oamenii se iubesc unii pe alții și se ajută exact în valorile lui Dumnezeu. Pentru mine viața este un dar și mă bucur că am ajuns la acest moment în care să spun asta, pentru că nu a fost ușor timpul până aici, dar e minunat că am ajuns la această conștientizare de a mă bucura de viață clipă de clipă, de a-mi lua durerile precum o binecuvântare și de a-L vesti pe Dumnezeu prin vindecarea și prin arta mea, prin cântec. Foarte frumos! Am emoții, Ionica. Da, e normal și e foarte bine. Cred că și telespectatorii noștri au emoții când se uită la noi, pentru că este o seară specială în care fiecare dintre noi mai scăpăm câte o lacrimă, ne mai încurcăm. Asta e, face parte din atmosferă. Dacă nu avem emoții, nu mai suntem umani. Așa și e. Așa că dacă o să mai fie anumite stângăcii, ne iertați, pentru că este... Suntem oameni. Da, este o zi de sărbătoare în care trebuie să fim fericiți. Au trecut ceva ani de când nu ne-am văzut, cred că vreo 22. Exact. Așa cum v-am spus, dragi telespectatori, am fost colegi la Liceul de Artă din Arad, Liceul Sabin Drăgoi, și au fost momente frumoase pe care le-am petrecut împreună. Patru ani, da. În care ne-am mai și tachinat, ne-am mai și șicanat, așa. Au trecut acele momente. Dar cred că arădenii care ne urmăresc și foștii elevi ai Liceului de Artă simt acea emoție, artiștii filarmonicii din Arad știu ce magie a fost acolo la Liceul de Artă și ce atmosferă frumoasă, da. Așa e.
Poate că n-ar fi rău să vă mai sunați colegii de liceu și să vă reconectați cu ei, pentru că o să descoperiți că viața este mult mai frumoasă în momentele în care faceți lucrul acesta. Da, e o provocare. Sunați-vă colegii de liceu și luați legătura cu ei, pentru că o să vedeți cât de multe lucruri frumoase puteți redescoperi împreună. Ștefan, ce ne spui despre tine? Exact cum ai spus tu la început, inevitabil în viața asta ne lovim și de părți mai puțin bune și de părți bune. Despre mine ce vă pot spune? Cum a spus și Elena, suntem niște oameni simpli, dar care dorim să realizăm lucruri mari. Și am început încetul cu încetul, de aceea, în această atmosferă de sărbătoare, de Crăciun, dacă prin exemplul nostru și prin trăirile noastre putem să dăm, să fim ca un model pentru cei ce ne urmăresc, noi suntem bucuroși dacă reușim să mișcăm un singur om. Să vrem să arătăm că se poate și după ce treci prin iad să reînvii și să faci lucruri frumoase. Noi ne ocupăm la Arad cu formarea noii generații, prin muzică, prin canto. Acolo încercăm să facem mai mult decât să învățăm să deschidem gura și să interpretăm un cântec. Încercăm să învățăm să ne echilibrăm psihic, să ne echilibrăm emoțional. Iar apoi, prin serial și proiectul de muzică, doar să aducem bucurie. Ce se întâmplă la realizarea serialului? În mare parte ne distrăm foarte mult. Despre ce e vorba în serial? Poate sunt telespectatori care nu știu despre el, despre Ultimul Baranov. Este o poveste autentică românească cu mafioți, cu polițiști, lupta eternă dintre bine și rău. Am înțeles. Dar nu pot să vă dau prea multe detalii, că atunci aș strica, nu vreau să dau spoilere. Da, da, am înțeles. Păi atunci o să caut, îl găsesc pe YouTube undeva? Pe YouTube, pe canalul Ultimul Baranov. Suntem deja la episodul 5. Și cam câte vreți să faceți? Primul sezon are 10 episoade, al doilea sezon va avea tot așa și... ușa este deschisă la cât mai multe sezoane. Regizorul, da, Dan Merișca e foarte, are o viziune foarte largă. Iară Dan, de-al nostru. Suntem mândri. Da, iară Dan și îl salutăm cu siguranță. Pe să uite la noi. Da, salutăm cu drag. E un om minunat, e regizor, e pictor, are mai multe aptitudini artistice. Și cu siguranță dorește să aibă o continuitate. Până acum spunea că va avea trei părți Ultimul Baranov, dar la cât e de spontan nu se știe. S-ar putea să devină un fel de Dallas, nu? Exact. Da. Ștefan e și managerul lui Dan Merișca și managerul Ultimului Baranov. Ei se sfătuiesc împreună și ajung la un numitor comun. Și unde filmați? Prin tot Aradul și prin toate împrejurimile Aradului. Nu cred că a rămas un cotlon din toată zona aia unde noi să nu fi tras măcar o scenă, măcar ceva de umplutură, orice. Da, deci Aradul este platou de filmare. Acolo, da. Un mic Hollywood. Foarte frumos. Un Hollywood nedescoperit, exact. Încă de mulți. Da, într-adevăr, un oraș frumos. Oraș de suflet și pentru mine, în care am multe amintiri și, da, cei care n-ați fost la Arad, e o provocare să mergeți să vedeți acest oraș frumos. Povestiți-ne câteva lucruri despre voi, despre partea aceea mai dureroasă a vieții, pentru că de obicei nu ne place să vorbim despre ea, nu ne place să vorbim despre elementele vulnerabile, despre sensibilitățile noastre, despre eșecurile noastre din viață. Ne place să afișăm acea imagine când suntem pe val și cam asta este și tendința în societate, să fii cât mai zeu, da? Dar știm că realitatea nu este așa. Ați avut și momente în care ați fost jos, viața v-a lovit. Spuneți-ne cum ați reușit să vă ridicați și de unde v-ați ridicat. Dacă îmi permiți. Te rog. Noi vorbim despre partea asta extrem de mult. Sunt și articole în care noi am descris lucrurile prin care am trecut.
Și nu ne este greu să vorbim despre ele, deoarece toate experiențele din trecut, dacă era ceva schimbat, poate nu eram în punctul ăsta unde suntem astăzi. O caracteristică a oamenilor puternici. Da. Da. Au putere să vorbească despre punctele slabe. Da, amândoi am fost dependenți de alcool. Wow. De fapt, acolo ne-am și întâlnit, într-un centru de recuperare la Bacău. Acolo am intrat și în povestea de dragoste după ce ne-am vindecat. Foarte frumos, interesant. Da, și nu e telenovele, e realitatea. Este purul adevăr. Amândoi ajunsesem în depresie, ajunsesem să consumăm alcool mai mult decât era necesar. Practic eram dependenți, nu puteam funcționa fără, și ne-am întâlnit acolo la centru fără ca noi să ne cunoaștem înainte sau să știm unul de altul. Acolo am urmat un program terapeutic și când am reușit să absolvim acest program, pe care noi îl numim acolo, e mai mult decât terapie, practic. Se întâmplă foarte multe lucruri. Noi numim centrul acesta ca o Academie a Sufletelor. Foarte așa îi spunem, spus. Deoarece oamenii ajung zdrobiți, cu sufletul zdrobit, și ies de acolo reconstruiți practic de la zero, cu noi valori, cu noi credințe și cu noi principii în viață. Și după ce am reușit să absolvim acest program terapeutic, Minnesota se numește, programul celor 12 pași, practic am plecat împreună la drum, nu de la zero, de la minus. De la minus. Am plecat și am construit totul cu niște bani împrumutați. Practic tot ce avem acum. De la minus. Cât timp a stat în centru? Eu personal am stat 2 luni și jumătate, Elena aproape 4. Am înțeles. E important să facem lobby și să promovăm astfel de acțiuni, indiferent cine le inițiază, pentru că sunt spre binele oamenilor, și cred că în România avem o mare problemă, atât în rândul tinerilor, dar nu doar în rândul tinerilor, cu consumul excesiv de alcool și cu consumul de droguri, dependența de jocuri de noroc. Și voi sunteți un caz fericit și un produs al programului acestuia, care v-a transformat viețile. Elena, exact. Ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut? Doamne, Dumnezeule, am făcut multe, Ionica, am făcut multe. Voiam să încep prin faptul că încă de mică eu nu am avut o viață prea ușoară. Absența părinților mi-a creat un dezechilibru și niște programe toxice, să zic așa. Am făcut o facultate de teologie, am făcut o facultate de teatru, am făcut multe, am plecat prin țări străine, m-am căsătorit, am divorțat, dar am purtat cu mine toate durerile sufletești, crezând că prin alcool mă voi liniști, mă voi așeza. Ca structură de ființă sunt un om foarte sensibil, mă rănea foarte mult orice lucru mic sau mare. Ajunsesem la un moment dat să consum, înainte să ajung la centru, aproape 1 litru de vodcă pe zi și nu mi-ajungea. Wow. Inimaginabil pentru o femeie, 1 litru de vodcă pe zi. Le combinam și cu medicamente de depresie. Am ajuns la centru într-o stare, arătam cu 10 ani mai în vârstă, parcă aveam 50 și ceva de ani, într-o stare mentală foarte, foarte joasă, într-o stare emoțională foarte zdrobită. La nivel fizic nu mai spun, dar Dumnezeu a avut un alt plan cu mine, pentru că în neputința mea mă rugam și spuneam: Doamne, dacă e așa, mai bine ia-mă de pe pământ, pentru că nu pot să fac umbră prin tot ceea ce sunt. Adică simțeam că merg în neant, în iad. Și printr-o cunoștință am ajuns la centrul Izvorul Tămăduirii, chiar la o săptămână după ce Ștefan a ajuns, am ajuns și eu în consum. Bineînțeles, am fost preluată de părintele și mentorul
meu și mentorul nostru și îl văd ca pe un tată, pentru că eu n-am avut parte de a avea un tată. Părintele Liviu Burlacu mi-e și tată. Am fost preluată de dumnealui și de toată echipa de psihoterapeuți și de consilier pe adicție și am început ușor, ușor să intru în program, să... Am fost foarte, foarte ajutată de Ștefan, pentru că în momentul în care intri în centru, ți se dă un teacher, un om care a intrat în program înaintea ta și care, dincolo de echipa de consilier, știe să te ajute, știe să te îndrume, știe să lucreze cu tine pe pasul întâi, pentru că noi tot ce am făcut acolo a fost să lucrăm cu... traumele noastre, cu durerile noastre, să lucrăm efectiv în oglindă cu ele și ne făceam temele așa ca la o academie, iar Ștefan a fost foarte mult alături de mine, a fost ca îngerul meu păzitor acolo, a trecut alături de mine de sevraj pentru că nu înțelegeam de ce tremur, nu puteam să duc lingura la gură, a fost foarte, foarte greu, anxietatea a fost la prag infinit, dar am avut lângă mine cel mai bun prieten. Noi la început ne-am împrietenit foarte frumos, după care, după ce am urmat programul, fiecare dintre noi, din centru am plecat împreună ca și cuplu spre o nouă viață. Foarte frumos. Și iată-ne acum, avem aproape, mergem pe anul 3 de relație și am trecut prin multe. Dar asta ne-a întărit mai mult. Muncim împreună, avem clasa de canto împreună, facem serialul, facem... Și asta voiam să-ți spun în primul rând că simt că menirea noastră e aceea de a-L vesti pe Dumnezeu prin vindecare și nu există prin credință. Atunci când tu te deschizi către Dumnezeu, Dumnezeu mută muntele în locul tău, cum se spune. Tu e nevoie doar să crezi și să ai acea credință că nu ești singur, că ești iubit, că ești creat cu un anume sens și că asta e menirea ta pe pământ. Da, foarte frumoasă experiența prin care ați da, trecut. Chiar deși, da, asta este și frumusețea suferinței umane. Putem găsi elemente sublime în ea, în care vedem deopotrivă acea drama vieții, a sufletului, dar vedem și lumina divină care îl ridică pe om și îl ajută să se recupereze, să se renască din cenușă. Nu da. Există școală mai frumoasă de transformare decât suferința, pentru că suferința la un moment dat te aduce la conștientizare și la lumină și te uiți în spate și uite, eu mă uit acum în spate la trecutul meu, care nu a fost un trecut simplu, dar îl iau ca pe o binecuvântare, pentru că acel trecut m-a adus la lumina și la conștientizarea de acum și nu mai privesc totul din punct de vedere al victimei, vai, ce greu a fost, ce rău a fost, nu, prin Dumnezeu ești biruitor și ești un vas de lucru al Lui. Și sunt fericită că am trecut pe acolo, acum pot să spun cu toată inima și chiar din acest motiv am ales să apărăm și să, prin exemplu propriu, să aducem acest aspect la cunoștința altor oameni care suferă de această boală, care e o boală cruntă, Ionică, și care distruge atât la nivel mental, cât și la nivel de suflet, la nivel de fizic, la nivel de relație, de muncă, de tot. Tocmai în dorința de a se vindeca și de a ști cât mai mulți oameni de acest centru și de Părintele Liviu Burlacu. Da. Și de acest program. Ștefan? Nu cunosc oameni puternici cu un trecut ușor. Spunea cineva chestia asta și mi-a rămas adânc întipărită în memorie. Așa este. Majoritatea dintre noi, atunci când ajung undeva la fundul sacului, să-i spunem, în general nu mai văd nicio ieșire. A fost și cazul nostru, dar mesajul pe care vrem să-l aducem e că atunci când anumite uși se închid, se deschid altele și nu trebuie să rămânem blocați, să ne uităm la ușa care tocmai s-a închis, pentru că nu o vedem pe cea care tocmai s-a deschis. Și atunci dacă noi am reușit și noi putem, vindecarea este la îndemâna oricăruia. Urmând niște pași cu credință în Dumnezeu, exact cum a subliniat Elena, orice este posibil.
orice. Și sunt convins că sunt oameni care încă mai suferă, care nu au curajul să facă un pas către vindecare, care probabil se împiedică de stigmatul acesta al alcoolismului sau al altor dependențe. De ce nu? Pentru că și dependența de droguri este la fel de periculoasă. Și cea de jocuri de noroc, dependență de sex există. Orice adicție, exact. Sigur că da. Și atunci, mesajul pe care noi vrem să-l transmitem este să nu le fie rușine, este pur și simplu o boală. Nu este nicio rușine să fii bolnav. Este mai mare rușine să fii bolnav și să nu te tratezi. Da. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, oricine se poate vindeca, noi suntem mărturie vie, că există viață după moarte, cum se spune. Și dacă noi am putut în circumstanțele în care am fost, pentru că nici Ștefan și nici eu nu am avut, să spun, un lucru ușor în a depăși acest proces. Dacă noi am putut cu greutățile și cu provocările la care am fost expuși, așa cum a spus și Ștefan, vindecarea e la îndemâna tuturor și mai cu seamă că cei care ajung în centru au un suport din partea părintelui, din partea consilierilor, adică ești ținut așa la sânul unei cunoașteri și tu e nevoie doar să fii deschis, să ai răbdare, să fii deschis să primești ajutorul și să-ți faci ca furnicuța, astăzi un pic, mâine un pic, mâine un pic, și să-ți dorești din toată inima vindecarea, pentru că nu există viață mai frumoasă decât cea fără alcool, nu există, și pentru noi e viața aia cu abundență spirituală și pe toate planurile. Culmea că exact în perioada asta de sărbători, oamenii acolo se duc și consideră că asta este o mare bucurie, să fie turtă, să se îmbete și să-L serbeze pe Hristos în felul ăsta. E o înțelegere greșită. Clar. La mulți dintre noi. Faptul că dacă nu te-ai îmbătat să vină salvarea după tine, alea n-au fost sărbători, da? Sau dacă n-ai mâncat până ai pocnit și ți s-a făcut fierea cât pumnul în tine, nu, n-au fost sărbătorile. Dar este o înțelegere greșită a vieții și cred că asta arată că în suflet se află un mare gol și oamenii încearcă să-l umple ori cu alcool, ori cu jocuri de noroc, ori cu alte adicții sau cu niște senzații tari ca să suplinească acel gol care tot revine. Da? Nu poate fi umplut decât de lucrurile profunde. Da. Cauzele pot fi multiple pentru care oamenii se tratează, între ghilimele, cu alcool. Majoritatea asta facem. Dacă suferim de o anxietate, dacă suntem un pic dezechilibrați emoțional, dacă avem greutăți, găsim rapid refugiul, care e o soluție de 2 ore, 3 ore, până îți trec aburii și apoi îți dai seama că n-ai rezolvat. Ești tot acolo, ba chiar mai rău. Ba chiar mai rău. Mai cu seamă, în perioada sărbătorilor, exact așa cum ai spus și tu, toți avem tendința să petrecem peste măsură, dar mai cu seamă și situația epidemiologică din ultimii 2 ani ne-a împins la izolare, la singurătate și atunci alcoolul este cel mai la îndemână. Mai ales că societatea noastră nu tratează alcoolismul ca pe o boală, ci ca pe un viciu. Da, și avem și mentalitatea asta românească în care nu prea ne place să fim vulnerabili, să recunoaștem anumite lucruri pentru că ne e frică de gura lumii. Ce o să zică oamenii că uite, eu am probleme cu alcoolul, am probleme cu drogurile, am probleme cu jocurile de noroc, am anumite adicții, ce o să zică lumea? De parcă lumea mă ajută cu ceva. Nu? Mai ales cei care comentează. Și chiar spunea cineva, nu știu de ce ne preocupă atât de mult gura lumii, că de fapt noi vrem să impresionăm pe niște oameni care nu ne iubesc și care nu ne vor binele. Cam asta e gura lumii, cei care vorbesc, nu? Că dacă ți-ar vrea binele, ar fi cu totul altceva, nu ți-ar fi așa frică de ei. Da, există și o vorbă, foaie verde lobodă, gura lumii slobodă, știi? E o formă fără fond, această gura lumii. E important să faci pace tu cu sufletul tău și cu adevărat, sărbătoarea Crăciunului vorbește despre naștere, despre nașterea sufletului tău, renașterea inimii tale prin credință și prin Hristos. Nu neapărat despre mâncare și despre... Noi trăim minimalist într-un fel
și ne mulțumim cu bucuria aceasta duhovnicească și nu există bucurie mai mare decât asta. Atunci când faci pace cu sufletul tău și atunci când ești raportat corect și aliniat pe vertical la Dumnezeu, ai o ghidare frumoasă și corectă și parcă ești ferit de această foaie verde lobădă, gura lumii slobodă, știi? Îți vezi de drumul tău cu demnitate, cu integritate. Nu poți, vezi, noi apărăm din dragoste pentru oameni ca să le aducem bucurie și mesajul acesta vindecător. Dar dacă anumiți oameni nu sunt deschiși spre asta și simt să meargă tot pe drumul lor închis și drept, așa ca o, cum se cheamă? Un șablon. Ca sau un șablon, da. Nu poți să le faci nimic, pentru că dragoste cu forța nu se poate și nici vindecare, nici Hristos nu vine la noi cu forța să ne cheme spre El, nu? Dar eu tind să cred și îmi place, fiind idealistă, nu știu dacă îți mai aduci aminte cum eram odată, dar acel idealist... Romantică și visătoare. Exact. Nu l-am pierdut și îmi doresc din toată inima ca oamenii să se aplece către adevărata hrană care îi poate hrăni și care se numește Dumnezeu. Pentru că nicio altă bucurie, nicio altă licoare, nici nimic nu poate să compare autenticitatea și hrana sufletească care înseamnă Dumnezeu. De ce credeți că suntem mai atrași în viața aceasta de lucrurile negative decât de cele pozitive? Nu știu, există așa un magnet, știrile negative sunt cele mai urmărite, evenimentele noi catastrofale. Nu a, nu aveți. Nu. Da? Asta... Noi nu știm, noi suntem în lumea noastră. Sunteți pe altă coordonată. Exact, noi suntem cu iubirea, cu pacea, cu frumosul, cu arta, dar vedem în jurul nostru, chiar și la clasă, chiar și oameni cu care comunicăm, foarte mulți oameni sunt în frică, așa cum spui tu, în negativitate, în vai, ce o să fie, ce o să fie, atâta timp cât ești cu Dumnezeu, ce va fi, știi că dacă mor o mie la stângă, o mie la dreapta, calea ta e liberă, pentru că îți pui nădejdea în El și nu în tine. Da. Tu ca om ești neputincios și ești limitat, dar conectat la sursă, ai aripi și zbor. De asta și eu și Ștefan suntem feriți de... Așa e? De poluarea mediatică, nu? Da, în general, da. Lucrurile negative vând. De asta sunt și atât de mult scoase în față. Dacă eu m-aș apuca, de exemplu, să fac serialul despre mesajul lui Hristos, despre cei 12 apostoli, nu s-ar uita absolut nimeni la el. Lucrurile astea nu vând. Scandalurile vând. În general, oamenilor le place să vadă oameni mai jos decât ei, se compară. Uite că există și mai rău decât place mine. Place conflictul, da, și... da. Există oameni mai jos decât mine. Eu totuși, așa cum sunt, eu totuși sunt bine. Mai vede și câte o iluzie, câte un șmecher, exact, din ăsta care se realizează peste noapte. Uite, chiar dacă n-a reușit, totuși există așa o șmecherie a vieții prin care să devii deodată multimilionar sau să... Da. Te transformi într-un om veșnic zâmbăreț. Adevărata bogăție e în noi. Să fim echilibrați și în pace cu noi, cu familia, cu oamenii din jurul nostru. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Și atunci schimbarea pleacă de la noi. Dacă eu sunt bine, și cei din jurul meu vor fi bine. De ce credeți că oamenii nu găsesc frumusețea vieții? Păi exact cum spuneai, tot timpul, astea sunt lucrurile care ni se servesc pe toate canalurile, la radio, știri, accidente, scandaluri, pe televizor, la fel, știri, accidente, scandaluri, și atunci omul nu mai vede o ieșire, se îngroapă acolo, uite, totul în jurul meu e așa, dacă eu încerc să fac o schimbare, societatea mă va considera nebun, mă vor exclude... Vor spune că am luat-o pe câmpii, cu Dumnezeu, cu religia, ca toți bunicii. Iară gura lumii. Întotdeauna, întotdeauna gura lumii. Când va înceta să-ți mai pese de gura lumii, ești pe drumul cel bun. Da. Și nouă a încetat să ne pese de gura lumii încă de mult, pentru că știm că e doar gura lumii și atât. E foarte important ce simțim noi, calea pe care o alegem și chiar pentru semenii noștri. E foarte important ca fiecare să fie conștient că există mai mult decât acea limită de frică. Frica e o frecvență foarte joasă și clar nu vine de la Dumnezeu. Ai
puterea de a alege. Ori mergi cu frica, ori mergi cu iubirea și mergi cu Dumnezeu. Până să ajungi să înveți că e nevoie să mergi cu iubirea, e nevoie să mergi și cu frica. Adică e o lege a polarității să treci prin ambele stări, dar la un moment dat ajungi să conștientizezi că există o cale atât de frumoasă cu Dumnezeu de mână și că prin orice ai trece ești biruitor. Și mi-aș dori ca fiecare om din lumea asta să conștientizeze că e de mână cu Dumnezeu. Dacă oamenii ar fi mai aplecați către credința autentică, către spiritualitate, către cuvântul lui Dumnezeu, către simplele legi pe care El le-a făcut, să fii bun, să faci fapte bune, să fii uman, să ai compasiune față de fratele tău, să ai iubire de sine și iubire de semen. Toată ecuația asta a trăirii unei vieți conștientă și bună e foarte simplă, doar că sunt foarte mulți oameni cu suflet gol și practic aici e ideea, nu au o relație pe verticală corectă cu Dumnezeu și atunci normal că te atinge tot ceea ce e în exterior și ești ca o barcă fără cârmă. Fără colac de salvare. Ești în mijlocul oceanului și ajungi în fundul oceanului, știi? Dar atunci când mergi cu Dumnezeu, nu există să nu ai izbândă și ai o viață frumoasă, ești înconjurat de oameni frumoși, de deschiși. Noi, asta e viața noastră, copiii, oamenii frumoși. Și dacă vedem negativitate sau dacă vedem ceva care, să zic, ne-ar tulbura, acceptăm și ne dăm la o parte și ne asociem cu oameni pe vibrația noastră, fără să judecăm. Da. Adică el are fiecare timpul... este liber să aleagă ce normal. Noi acum nu spunem că Dumnezeu va face lucrurile în locul fiecăruia dintre noi, dar ghidându-te după anumite principii și după anumite valori, n-ai cum să nu reușești. Adevărul întotdeauna iese la suprafață și dacă faci lucrurile sincer și din inimă, n-ai cum să nu reușești. Ghidându-te după anumite principii. Plus că dacă ne gândim la simțămintele noastre, frica este reactivă. Dragostea și speranța sunt creative. Adică te duc în altă sferă. Da? Exact. Frica te duce spre instinctele primare de supraviețuire, te dezumanizează, își are și ea rolul ei în anumite situații, dar dacă este prelungită, atunci te transformă într-un animal care luptă pentru supraviețuire. Și cam asta vedem în jurul nostru. Oamenii sunt din ce în ce mai agresivi, din ce în ce mai agitați, deși n-ar trebui să fie așa. Da? Ar trebui să se ridice și să vadă partea frumoasă a vieții. Cum ați reușit voi să vă ridicați? Și cum v-ați găsit drumul spre frumusețea vieții? Am încercat și încă lucrăm la chestia asta, pentru că suntem într-o evoluție continuă, fiecare dintre noi. Nu putem să spunem, gata, eu acum sunt produsul desăvârșit. În momentul în care ai spus asta, deja a început declin. Gândurile la fiecare dintre noi vin, n-ai cum să le oprești, la fel ca și păsările. Ele zboară pe deasupra casei, nu le poți opri, dar le poți opri să nu-și facă cuib pe casă. La fel și cu gândurile. Ele vin, dar nu le lași să sădească în mintea ta. Când ai gânduri negative, imediat îți amintești, ești conștient de ele, ăsta e un gând negativ și l-am schimbat. L-am schimbat, tot timpul schimbi gândul și atunci încercând să trăiești în energii mai înalte, să spunem așa, pace, iubire, recunoștință, admirație. În felul ăsta îți ridici și nivelul de conștiință și nu te mai afectează nimic, practic. Îți știi drumul, sunt pe drumul ăsta, știu ce am de făcut. Da. Pentru noi e foarte simplu. Pentru noi e foarte, foarte important rugăciunea și legătura cu Dumnezeu zilnică. Asta ne dă foarte multă putere, atât la noi acasă, cât și la clasa de canto. Avem așa un mic altar cu o candelă în care noi
ne facem rugăciunea și de câte ori simțim, chiar și copiii la un moment dat mi-au spus: Elena, Ștefan, dar noi aici venim ca la o biserică. Păi așa e frumos, haideți, ca la o biserică. Adică îi educăm și le împărtășim din valorile noastre și formăm, așa cum a zis Ștefan, nu doar vocal, ci și emoțional, le împărtășim valorile autentice. Drumul până aici nu a fost tocmai simplu și presărat cu flori, dar, așa cum am mai spus, având o legătură corectă cu Dumnezeu, eu nici nu mai știu ce înseamnă frica aceea, vai de mine ce o să fac, vai de mine cum o să îmi plătesc chiria, vai de mine cum o să se... Da, frica aceea e normală într-un anumit fel. Oarecare îngrijorare. Când ajungi, nu, când ajungi într-o pădure și vine un leu să te mănânce și tu ai un fel de frică de a pleca de acolo, să nu stai în fața ursului sau a leului să te mănânce. Dar nu mai am frica aceea la nivel de... la nivel colectiv despre care tu vorbești, la nivel de societate, știi? Da. La nivel existențial, pentru că știu și simt că orice ar fi și prin orice aș trece, cum ar fi să fie, sunt în protecție și sunt în lumină și sunt în pază. Și cred că asta e credința cu adevărat, adică să-ți lași viața. Noi exact în acest fel am fost educați la Academia Sufletelor, la Centrul Izvorul Tămăduirii, să ne lăsăm, chiar asta facem pasul 3, să-ți lași viața, voința și tot ceea ce înseamnă în mâinile lui Dumnezeu. Și cum spunea părintele, păi dacă tu îl simți pe Dumnezeu înăuntrul tău atât de prezent și ești ghidat să mergi pe drumul lui, pentru că Tu simți pace înăuntrul tău și asta înseamnă ghidarea divină, nu? Nu mai ai cum să ai frici și temeri și suntem foarte bine sădiți. Dacă îmi permiți, Elena. În general, da, e foarte important să renunțăm la control, pentru că noi ca oameni avem tendința de a fi în control, inclusiv atunci când ne rugăm. Îi spunem lui Dumnezeu în ce termeni ne dorim, Doamne, vreau o venim casă. Venim cu lista. Vreau o casă, dar vreau să aibă și piscină, vreau să aibă atâtea terase, vreau. În general, noi vrem să controlăm lucrurile și pe cele din jurul nostru. Vreau să fac un lucru și vreau să iasă așa, vreau să de acolo să-mi rezulte asta, de acolo, și atunci ești în control. Și ne creăm așteptări. Și de fiecare dată când îți creezi așteptări, vei fi dezamăgit. Dar dacă tu începi un lucru punându-ți credința în Dumnezeu, Dumnezeu știe mai bine ce e pentru tine. Așa este. Uite, vezi, aici e o problemă pe care voi văd că ați pus-o în echilibru, realizarea profesională și credința. Am fost învățați, poate în mod greșit, că nu trebuie să ne dorim prea multe, sau să fim niște oameni săraci cu duhul, naivi, să așteptăm, să vedem ce va fi. Și ca români nu prea ne dorim multe. Deci vorbesc așa de o mentalitate colectivă. Au venit peste noi mai multe popoare, ne-au cotropit, ne-au furat, ne-au subjugat și așa mai departe. Am trăit mai mult pe supraviețuire. Voi ați îmbinat credința cu realizările profesionale și sunteți o dovadă că poți să fii și credincios și realizat profesional. Dar unde este echilibru? În Dumnezeu. Tocmai ce spuneam. Atunci când pornești la drum cu El, chiar și în profesie, nu există să dai greș. Noi formăm copii, eu mă exprim artistic prin cântec, Ștefan face acest serial tot spre binele aproape lui, aducând în față valorile bune, valorile mai puțin bune, dar binele învinge. Fiind Dumnezeu ghidul, nu ai cum să nu reușești. Cum am reușești? Făcut noi asta mai exact? Am învățat să ne ascultăm și intuiția. Acum, depinde ce înțelege fiecare prin Dumnezeu, cum îl vedem. Noi când ne referim la Dumnezeu, Dumnezeu este în noi și este în jurul nostru, este în tot universul ăsta, în fiecare frunză ce se mișcă peste tot. Și atunci așa ne raportăm noi la Dumnezeu. Iar din punct de vedere al realizării profesionale, că până la urmă asta era întrebarea, oare cum sufletul fiecăruia dintre noi știe
cam la ce e bun, cam la ce se pricepe și ce-ți la place și ce faci. Vrea să facă. Și atunci când te apropii de scopul, de menirea ta și faci un pas în sensul ăla cu Dumnezeu de mână, universul se aliniază și îți așterne calea, cum se spune. Da. Și încă un lucru foarte important în profesie constă în bucuria. Bucuria de a dărui, ce te bucură să faci pe lumea asta. Pentru că foarte mulți oameni pornesc pe drumul ăsta foarte greșit. A, mă gândesc să fiu avocat, că se câștigă mai bine. Sau mă gândesc să fiu procuror, sau mă gândesc să... Nu se gândesc, dar oare ce simte sufletul meu să fiu? Știi? Pentru că Dumnezeu în mod direct îți transmite prin bucuria ta, prin pace, prin armonie. Eu sunt foarte fericită când avem în clasă copilași, când îi văd cum cresc sub ochii noștri, când îi îndrumăm. Sunt foarte fericită când sunt pe scenă să dăruiesc, să împărtășesc. Nu știu dacă ți-aduci tu aminte, dar eu încă din liceu aveam vise să cânt pe scene, să... Chiar făceam și televiziune, da. Și chiar și cântam. Și chiar de mic am avut visul ăsta să fiu pe scenă, să dăruiesc, să împărtășesc, să văd o lume mai bună. Adică e foarte important să ții cont de ghidul sufletului tău și de valorile De chemarea interioară, de chemarea, da. Ce-ți place să faci? Pentru că atunci când îți place ceva cu adevărat, nici măcar nu simți că muncești și poți să stai... Așa o veșnicie. Așa este. Iar dacă punem câștigul financiar pe primul loc, fac A pentru că vreau să-mi rezulte B. Motivație greșită. Exact. Dacă mă apuc să fac o meserie sau un lucru doar din punct de vedere financiar, că mă ajută cumva, n-ai cum să reușești. Adică, ok, poate câștigi niște bani, dar tu, ca om, nu ești împlinit, nu ești mulțumit, ceva lipsește și banii aia se duc așa cum au venit. Practic, se blochează fluxul. Da. Dar dacă pui... De exemplu, cum am făcut noi cu clasa de canto? Noi am început cu un singur copil. Imaginează-ți, era un câștig foarte, foarte mic. Nesemnificativ. Exact. Dar noi am făcut-o din bucuria de a transmite mai departe, de a-l ajuta pe copilul ăla din punct de vedere muzical, din punct de vedere al echilibrului emoțional. Am făcut-o cu toată dragostea. Câștigul financiar a venit pe parcurs. Exact cum spuneam, dacă tu pleci cu Dumnezeu de mână, universul îți așterne calea. Și câștigul financiar a venit și el. Și asta e valabil în absolut orice meserie sau orice lucru. Mi-amintesc când eram mai tânăr, tatăl meu îmi spunea, trebuie să faci meseria aia, că acolo se câștigă. Poți să câștigi și din frizerie, și din absolut orice, din aranjamente florale, din baloane de săpun, din orice, dacă tu asta simți în interiorul tău, că este menirea ta. Da, și acum contează și motivația pentru care faci lucrurile astea. Sunt unii oameni care vor să câștige bani ca să îi ajute pe ceilalți. Și chiar televiziunea la care suntem este finanțată de un om care are pe suflet lucrarea lui Dumnezeu. Chiar este pasionat să facă bine pentru alții și investește foarte mult în binele altora. Sunt unii care fac un scop din câștigarea banilor pentru lucruri egoiste. Vor doar ei să fie satisfăcuți, doar pentru ei să fie totul. Și în momentul ăla este o motivație greșită. Poți să ai un imperiu financiar, dar contează pentru ce vrei să faci imperiul ăla financiar. Exact. Pe cine vrei să ajuți cu imperiul ăla financiar. Da? Și aici nu mă refer doar la asistența socială, pentru că de regulă ne gândim limitat. Dar poate că omul ăla creează niște locuri de muncă, dezvoltă un cartier, dezvoltă un oraș, dezvoltă o țară, da? Sau dă o linie într-un anumit domeniu. Și atunci e normal să avem nevoie de astfel de oameni care dezvoltă, care deschid orizonturi. Dar dacă tu vrei să ai bani doar pentru tine, atunci este o motivație greșită. Exact. Da. Întotdeauna trebuie pus scopul înainte. De ce fac acest lucru? Și exact cum am deja am spus de vreo două ori, universul se aliniază și îți procură toate mijloacele. Dacă scopul tău este să ajuți oamenii. Noi așa le spunem tuturor celor care ne întreabă, zice, dar l-ai văzut tu pe Dumnezeu, îl știi pe Dumnezeu? Îl văd, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Da. Și îl simți. Și apropo de ce spuneai cu acest subiect, e omul cu Dumnezeu care simte din prea plinul lui
să dea și semenilor lui și să participe la calitatea vieții și la calitatea comunității și să o crească din toate punctele de vedere, și e omul egoului și al celui fără de Dumnezeu care simte să adune pentru el și pleacă de aici tot cu mâinile goale, știi? Da. Pentru că tot ce adunăm pe pământul ăsta sunt faptele noastre și nu există o bucurie mai mare decât aceea de a dărui, decât aceea de a dărui din sufletul tău. Și eu îmi doresc să avem foarte mulți bani, să facem o asociație umanitară și culturală, să facem o academie la Arad, omenire, și să formăm copiii prin artă, și să formăm copiii prin artă, prin muzică, prin instrumente, prin printr-un cabinet de psihoterapie, prin tot ceea ce e nevoie ca un copil să se formeze pentru o societate curată, corectă, cu valori corecte. Spre exemplu, noi la Canto avem tot felul de teme și dezbateri, învățăm cine sunt eu cu adevărat. Avem și o oglindă acolo, oglinda magică cu care lucrăm. Cine sunt eu cu adevărat? Care sunt valorile mele? Care e menirea mea pe pământ? Adică suntem o clasă de Canto atipică, așa cum a spus și Ștefan. Nu faceți doar execuție artistică. Nu, facem, co-creăm cu Dumnezeu de mână și sub ghidarea Lui, și fiecare copil are nevoie de individualitatea Lui și de unicitatea Lui, și îi învățăm pe copiii noștri să nu intre în această societate de competiție, ci să intre în această societate de comuniune, de uniune, adică tu, Ionică, ai loc, eu, Elena, am loc, Ștefan la fel, noi toți suntem unici, nu suntem speciali, nu suntem, suntem unici. Și atunci de ce să mă compar eu cu X sau cu Y când eu am unicitatea mea? Știi, dacă ar fi după mine, eu aș tăia tot ce înseamnă competiție, comparație, și aș lăsa unicitatea să fie premiată. Foarte frumos. Ștefan, ai vrut să zici ceva? Da, este nevoie să... luat aer. Da, este nevoie să facem toate lucrurile astea, pentru că societatea funcționează în așa fel. Părinții pleacă la lucru de dimineață 8-9, se întorc seara la 5-6, copilul este lăsat ba cu bunicii, ba cu o bonă, ba cu televizorul. Ba cu televizorul, da, și sau atunci telefonul. Sunt anumite lucruri pe care nu le discută nimeni cu copiii aceștia. Și ei când vin la noi simt nevoia să se deschidă, să vorbească, să ne spună de una, de alta. Și atunci noi încercăm să le insuflăm din principiile și valorile care ne-au ajutat și pe noi. Încercăm să le inoculăm încă de mici anumite valori și principii. Îi ajutăm din experiența noastră și... chiar facem lecții uneori cu ei, adică. Da, foarte, foarte frumos. Aș vrea în continuare să luăm legătura cu doamna directoare Silvia Demian, care a lucrat în Marele Sanctuar al Artei timp de 47 de ani ca profesoară de muzică și a pus amprenta și asupra noastră. Da. A celor la care am fost la Liceul de Artă Sabin Drăgoi. Vrem să luăm legătura cu doamna profesoară și dacă este alături de noi, o salutăm cu drag. Bună seara, doamna Demian, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Bună seara, bună seara. Bună seara la toată lumea și bucurie la toată lumea. Ne bucurăm să vă auzim după 22 de ani. Ce exact la cifre. Păi i-am calculat anii aceștia. Chiar vorbeam cu Elena despre perioada de liceu în emisiune și ne bucurăm să fiți alături de noi, mai ales că ați slujit în sanctuarul acesta al artei atâția ani. Da, cu cea mai mare bucurie am făcut-o și faptul că noi acum povestim de sanctuar e lucru cel mai onorant. Dar să știi că e pentru mine, toate momentele astea sunt astăzi. Nu există, au fost cândva. Sunt atât de intense încât rămân în suflet ca și cum eventual ieri s-au întâmplat. Și astăzi le mai aplaudăm, dar sigur de astăzi încolo le savurăm ca o realizare. Spuneți-ne, vă rugăm, de ce credeți că pentru mulți oameni
frumusețea vieții stă ascunsă. Este vina lor. Pentru că divinitatea ne dă natură, ne dă existența, ne dă și rugăciunea în fond, dacă suntem puțin mai amăreți, dar atât de frumos este în jurul nostru, de la soare, la plantă, la sunet, la bucuria de a le vedea, încât nu ai de ce să fii departe de frumos. Ți-l oferă viața secundă de secundă. De la, repet, de la existența ta până la tot ce este în jurul tău. Care au fost și care sunt lucrurile în care vă găsiți împlinirea și motivația? Meseria, în primul rând. Ea a fost moștenită de la tatăl meu, și el profesor de muzică. Și existența într-o lume poate asemănătoare unui turn de Fildes, dar în care sunetele mă înconjoară, adică muzica, în care vezi cum deschizi aripile celor pe care îi conduci, adică la catedră, și după aia poți aplauda în jurul tău, prin tehnica actuală, multe lucruri frumoase și multe lucruri încă necunoscute. Totuși, profesia aceasta de profesor de muzică sau vocația aceasta nu este foarte remunerată și unii fug de ea. Cum v-ați găsit împlinirea trecând peste frustrările acestea care apar? Pentru că mulți care n-au de-a face nici cu cultura, nici cu arta, sunt foarte bine remunerați, sunt foarte, parcă sunt o zeflemea pentru cei care iubesc cultura. Și simți așa un cuțit în inimă când vezi ce se întâmplă în jurul tău și că de fapt nu ești apreciat așa cum ar trebui. Cum ați găsit motivația și cum ați găsit trecerea peste această frustrare pe care poate o au mulți? Cu siguranță că ea există, dar lumea trebuie să înțeleagă un singur lucru. Bucură-te de ceea ce ai și nu te compara tot timpul cu vecinul. Roata vieții le recompensează pe toate și, până la urmă, de ce să nu recunoaștem, mâna divină te ajută în momente grele, dar te lasă și să te ajut singur. Sunt de origine oșan. Tatăl meu și părinții mei, familia mea au venit în zona Aradului numai după dictatul de la Viena. Ei sunt din satul mare. Și ne-au învățat un lucru simplu. Bucură-te de ceea ce ai și dacă faci ceva, fă bine. Coordonatele astea, dacă am reușit să le implementăm și celor ce cresc acum, nu s-ar mai uita că nu am mașina nu știu care sau... Tu, dragul meu, m-ai întrebat dacă am Skype sau Zoom. Nu le am pe niciuna. Dar de asta nu înseamnă că am o doză de frustrare. Este o lume în care eu trebuie să exist, pentru că am primit cadou viața și eu trebuie să fac ceva, pentru că dacă am primit un cadou, trebuie să-l și onorez. Și să știi că îți spun o poveste interesantă pe care cu siguranță în alergările tale nu o cunoști, mă bucur de ceea ce văd că faceți. Este ca o aripă care crește, se înalță. Și astea sunt trasee care nu te lasă să te uiți în jos, măi, pe drum, măi, piatră, e asfalt, e pavat, nu-i pavat, e curat, nu-i curat. Mă uit în sus, la drumul pe care îl aveți voi, cei care ați însemnat și însemnați încă meseria și bucuria mea. Și povestea se leagă de unul dintre cei pe care probabil la orchestră l-ai cunoscut, violoncelist, Radu Sinaci se numește, da, care are o fundație în București, Da Camera, care dorește și face onorantul gest pentru noi toți muzicienii, să scoată la lumină noutăți
noutăți, pun în ghilimele, pentru că, de exemplu, acum, în săptămânile astea, oferă, donează filarmonicilor din țară Sinfonia I-a de Gheorghe Ștefănescu, pe care au cules-o ei în cadrul acestei fundații, la calculator, și se oferă gratuit tuturora pentru a ne aduce aminte că acum 100 de ani cineva deja scria pentru noi. Înainte de asta a oferit tuturor filarmonicilor din țară și liceelor de artă creații Sabin Drăgoi completă, pentru a ne aduce aminte că Aradul are acest nume, liceul nostru are acest nume, și erau partituri pe care în parte le aveam, dar în parte nu. Însă nimeni nu a avut această putere de a trece de pe manuscris pe calculator materiale care după aia ne rămân și sunt utilizabile în orice moment, oricând. Foarte frumos! Bine că ne-ați dat ideea că va veni la o emisiune, la A7 TV. E lângă voi! Da. Deci asta este, merită! Este foarte bine că ne-ați spus de Radu Sinaci. Chiar avem multe amintiri de la orchestră, de la opereta pe care am făcut-o împreună, în care ați jucat și dumneavoastră, Orfeu în Infern, avem multe amintiri de acolo. Da, din păcate nu aveam noi atunci deschiderea spre a investi într-o imprimare TV. Există imprimare TV la Diana Birta, numele sigur te trimite spre o fată frumoasă brunetă. Da, o știm. Deci Diana are o filmare, dar cu o lumină pe care acum o criticăm. Atunci am admirat-o. Însă realizarea majoră a acelei operete a fost faptul că împreună, de la mic la mare, am fost prezenți fie în fosă, fie pe scenă. Da, au fost momente frumoase când dumneavoastră aveați un rol acolo. Chiar a fost o sinergie fantastică, de la directoare până la ultimul instrumentist, toți am fost acolo implicați în piesa aceea. Să adăugăm încă, să nu uităm afară nici pe polibacii și mecanicii școlii care sigur. Au trebuit să zugrăvească două zile toată fosa teatrului ca să am liniștea că vă trimit într-un spațiu curat. Da. Era o zonă nefolosită de mult, cu paianjen, cu accesul mai colorat. Și atunci, hai, dar trebuie repede, ia van, ia. Atunci, și această zonă a școlii, sigur, nu mai spun Sabina, femeia de servicii, Mărie și toate celelalte, cum spălau acolo în subsolul teatrului ca să puteți intra, amănunte pe care cu siguranță nici nu le-ați observat, că era firesc să mergeți, să-l faceți, să aveți bucuria muzicii. În schimb, totdeauna trebuie un angrenaj care să asigure toate cele. Nu mai spun. Și doamna Silvia a fost acolo pe fază. Da, o amintire extraordinară. Să fii pe scenă, să fii liber de oarecare reținere care înseamnă director unei școli. Să fii tu acea băbuță care se bucură, care critică, care aleargă, care pistol folosește. A fost ceva extraordinar. Ce a însemnat pentru dumneavoastră activitatea la Sabin Drăgoi? Ridicarea unei școli sau reactualizarea unei școli, că ele existau de la 1834. Deci era Aradul, avea acest cadou de a avea școli de muzică, și datorită unui nume pe care sigur ți-amintești, Hugo Hauptmann. Da. Am avut acces la o informare care ne spunea că nu un singur conservator a traducit 5. E un lucru atât de interesant, un oraș nu extraordinar de populat, nu extraordinar de mare. În 1850 avea deja 5 școli de educație muzicală. Și atunci, la acest adevăr, a trebuit să repornești. După 90, liceul, și l-am repornit prin
dorința voastră de a ști și de a face într-o formă foarte onorantă. De la această o mirifică operetă, la care, hai să fim sinceri, am ajuns prin domnul Dichel, el a adus materialul, el a tradus textul, prin domnul Diaconu, el a orchestrat materialul, că noi l-am avut o partitură pentru voce. N-am avut și partea orchestrală. Această plăcere de a face a condus până la reorchestrarea partiturii de către domnul Diaconu. Voi ați mai cântat în Danemarca, Feerie, prima audiție absolută. Și deci sunt asta Zienele. Sunt Zienele, da. Dar e Feerie pentru cor și orchestră, dar aceea este creația proprie. Însă a reorchestra după un acompaniament de pian, asta deja este știință de orchestrație. Și talent divin. Sigur, da. Sigur, fără discuție, că altfel da. Nu ajungi să faci aceste lucruri. Sperăm să ne audă domnul Diaconu și Dira din Australia. Oricum, o să le transmitem link-ul și poate o să se reconecteze cu noi. Noi avem un grup de WhatsApp prin care comunicăm elevii de liceu, promoția noastră, și Dira e acolo cu noi. Am invitat-o, dar din motive obiective n-a putut să intre astăzi în apel cu noi. Încă o întrebare pentru dumneavoastră. De ce credeți că astăzi Filarmonica din Arad gâfâie? Nu pot să dau o explicație punctuală. Știu doar că își doresc multe. Au potențialul de a face multe și se lovesc de o limitare financiară, care nu e firească. Limitarea financiară însă nu are voie să îți dea această opreliște pe care ei, dragii de ei, o simt minut de minut. Da. Am încercat să le explic că există vremuri sus și vremuri jos. Dar nu poți renunța niciodată la bucuria muzicii. Și au păstrat acest lucru a nu renunța la bucuria muzicii, dar ca orice tânăr plin de energie, au planuri mai multe. Acele planuri mai multe deja trebuie să le sprijine cineva. Ori sprijinul acesta văd că se lasă așteptat și poate că sună patetic, dar mă doare. Aș face ceva pentru ei. Dar în afară de a le spune ce frumoase lucruri au făcut cât au fost ei în școală, pe moment nu am ce să... nu am soluția. Dar asta nu e suficient pentru ei și îi înțeleg. Însă rămân în speranța că opreliștea pe care o simt ei, până la urmă o vor învinge. Da, sperăm și noi ca această instituție de cultură arădeană să meargă înainte și să-și urmeze drumul, pentru că, într-adevăr, Filarmonica din Arad este în sufletele multora și cred că poartă o parte din spiritul Aradului. Nu ar trebui să se stingă această flacără culturală acolo și trebuie găsite resurse ca această filarmonică să continue să existe. Din tot sufletul sper și eu, pentru că acesta este drumul. Drumul este spre frumos, spre bunătate, spre zâmbet, spre lumină. Ce mesaj doriți să transmiteți cu ocazia sărbătorilor telespectatorilor noștri? Mesajul meu este să creadă în puterea primită de la Dumnezeu. Această putere le va da și le va deschide orice drum pe care vor să-l urmeze. Voi sunteți deja un exemplu. În jurul vostru găsiți multe exemple a celor care, prin rugăciune, prin credință, ajung la ceea ce își doresc. Da, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. În apelul acesta am simțit multe emoții.
din perioada... Da, stă nodul în gât. Da, din, chiar spunea Elena înainte de a intra dumneavoastră în apel, acum intru în starea de solfegiu. Re, si, sol. Dragă, mă îmbrățișez cu toată dragostea. Dar lasă-o pe aia că rămâi în starea de cânt. Da. Da. Mai bun. Vă mulțumim foarte mult. Vă iubim și vă mulțumim pentru tot. Și eu vă iubesc și dacă v-am certat, am vrut să fie spre binele vostru. Suntem convinși de asta. Oricum, ne-ați rămas în suflet și forever. Chiar dacă ați fost mai severă uneori, a știut și cum să ne iubiți ca să nu vă uităm. Exact. Mulțumesc din suflet. O seară frumoasă vă îmbrățișăm. Numai bine. Și vouă și telespectatorilor voștri și tuturor prietenilor voștri, numai bine și bucurie. Sărbători Doamne fericite ajută, vă dorim. Vă pupăm, numai Doamne bine. Ajută, sărbători fericite. Asemenea. Da, a fost, Doamne, ce frumos. Doamna Silvia Demian, chiar am retrăit acele momente din perioada liceului în care pur și simplu am avut niște experiențe și niște amintiri foarte frumoase. Dar, dragi telespectatori, lucrurile nu se opresc aici, pentru că vrem să intrăm în apel și cu părintele Liviu Burlacu, cel care i-a ajutat pe Elena și pe Ștefan să treacă peste greutățile vieții și dacă ne ajută colegii din regie să intrăm în legătură cu dumnealui, suntem foarte bucuroși. Din emoție în emoție. Da, din emoție Ionică, în emoție. Tot mai puternic. Ca să trăim așa, la intensitate maximă, nu? Da. Părintele Burlacu a rămas ca un mentor pentru noi și tot timpul ne sfătuim cu dumnealui, cerem sfaturi și de fiecare dată când avem ocazia mergem în vizită la părintele Burlacu și automat la centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii. Acasă. Da. Acasă, știi? Acolo acasă. Este acasă pentru voi. Exact, acolo este casa în care noi am renăscut din propria cenușă. Foarte frumos. La propriu. Da, deci ați găsit un sens acolo, la Izvorul Tămăduirii. Chiar e un nume foarte frumos prin care ți se sugerează că există un loc în care îți găsești pacea și liniștea și vindecarea. Suntem în legătură cu părintele Liviu Burlacu de la Centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău. Bună seara, părinte, Doamne ajută! Bine ați venit în emisiune la 7 TV! Bună seara, Doamne ajută! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Îmbrățișăm pe Elena, pe Ștefan și pe dumneavoastră, domnul Și noi, părinte, Herlea. Vă iubim! Da, ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta. Eu și Elena am fost colegi de liceu în Arad. Și prin ea am reușit să vă cunoaștem și să luăm legătura cu dumneavoastră și cu activitatea pe care o aveți acolo la Centrul Izvorul Tămăduirii. Spuneți-ne cum îi ajutați pe oameni să-și găsească sensul vieții și ce faceți acolo, ce activități faceți? Pentru cei dintre dumneavoastră care poate nu au ajuns să ne cunoască pe noi, cei din Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii, este bine să vă spun că activitatea noastră de lucru de aici, din Izvorul Tămăduirii, se referă și are aplicabilitate în domeniul dependențelor de alcool, droguri, jocuri de noroc și alte comportamente compulsive. Centrul Izvorul Tămăduirii este un centru licențiat și a luat ființă în 2011. Deja suntem de 10 ani în domeniul acesta al dependențelor, în care suntem alături de cei care suferă, așa cum sunt în studioul dumneavoastră și tinerii aceștia minunați, Elena Ung, atât de dragă nouă și centrului nostru, și Ștefan Banu, logodnicul, dar și managerul ei, iată că s-a ajuns Ștefan, doi dintre foștii noștri, să le spunem așa, beneficiari, dar prieteni în același timp, doi dintre cei care au ajuns în Bacău la Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii, pentru că încetul cu încetul, depărtându-se de principii și valori pe care le-au bătătorit în viață, au ajuns să cadă pradă, să cadă victime anumitor neputințe, spunem noi lumești, patim din punct de vedere bisericesc și dependențe din punct de vedere al bolii.
De ce credeți că atât de mulți oameni recurg la droguri, la alcool și la jocuri de noroc? Foarte mulți oameni recurg la aceste alcool, droguri, jocuri de noroc, substanțe, să le spunem, pentru că ele, toate aceste substanțe oferă iluzia unei vieți împlinite, oferă iluzia unei vieți în care dispar problemele, în care dispar stresul, în care dispar depresiile, în care dispar anxietățile, dispar insomniile, dispar fricele, insecuritățile emoționale, insecuritățile fizice, insecuritățile existențiale. Pentru moment, într-adevăr, despar sub efectul acestor substanțe, fie că este vorba despre alcool, droguri, jocuri de noroc, substanțe psihoactive, psihotrope, medicamente. Însă în momentul în care dispare efectul acestor substanțe, depresiile și toate celelalte probleme apar cu și mai multă putere. Marea dificultate a tuturor celor care sunt dependenți este că nu pot ieși din această iluzie în care trăiesc și să facă marea confruntare cu adevărul și cu sine însuși. Este foarte dureroasă imaginea aceasta în care un dependent este obligat, este nevoit să se uite în oglindă și să-și vadă acolo chipul ruinat de suferință, sufletul frânt de durere, jobul, familia, toți cei dragi și apropiați undeva depărtați de către dânsul. Iluzia aceasta în care dependentul trăiește și în care se chinuie și în care suferă și el, dar și familia și toți cei care îl cunosc și care sunt dragi și care sunt la dânsul, este foarte greu de depășit. Nu mai vorbim de voință. Dependentul își dorește. Voința dependentului este neputincioasă. Este folosită într-un sens autodestructiv. Tocmai de aceea, în centrele rezidențiale Izvorul Tămăduirii, printr-un program clinic, adică internare, staționare, punem în practică un program terapeutic certificat în toată lumea, se numește programul terapeutic Minnesota, în care dependentul de alcool este invitat să se redescopere pe sine, să trăiască o viață nouă, să renască, să trăiască o viață nouă, în care să pună în practică în toate domeniile vieții lui principii pe care în copilărie sau ulterior de la școală, de la familie, de la biserică le-a primit, dar pe care încetul cu încetul, din cauza diferiților factori favorizanți, diferitelor stresuri și presiuni sociale, care nu ne sunt tocmai favorabile în ziua de astăzi, le-a abandonat. Principiile acestea pe care un dependent este îndrumat să le pună în practică ne sunt nouă tuturor cunoscute. Onestitate, vorbim despre sinceritate, despre minte deschisă, bunăvoință, dragoste, smerenie, îngăduință, toleranță, flexibilitate. Dacă aceste principii ar fi puse în practică, măcar parțial, nu în toate domeniile vieții noastre, decât mai mulți dintre frații și semenii noștri, atunci în țara noastră ar fi mult mai multă pace, mult mai multă armonie, mult mai multă înțelegere, mult mai multă concordanță între unii și alții și toate treburile ar merge mult mai frumos și mult mai bine. Practic. Elena și Ștefan sunt doi dintre cei dragi sufletelor noastre, pentru că au ajuns aici, într-adevăr, la capătul puterilor, cu inimile frânte, suferind și trupește, și mental, și emoțional. Și nu au stat nicio secundă și au făcut efortul lor să fie lucrător în favoarea lor. Au plecat de aici bine și, în mod surprinzător, s-au așteptat unul pe altul și, iată, s-au logodit. Împreună, în viața lor, se călăuzesc după aceste principii pe care noi le-am pus în viață. Deci dumneavoastră faceți acolo un tratament holistic, atât spiritual cât și specializat. Aveți psihologi, aveți oameni care lucrează pe adicții. Programul de terapie este un program holistic, integrativ, din echipa Centrului Rezidențial Izvorul Tămăduirii, care se referă omului ca întreg, la cele patru dimensiuni ale lui bio, psiho, socio și spiritual. Fac parte psihologul clinician care evaluează persoana dependentă la venire, face parte psihoterapeutul, face parte consilierul de adicție, consilierul de egal, consilierul pe ergoterapie, consilierul pe terapie ocupațională. Toate aceste lucruri din terapie sunt adunate, sunt însumate în așa fel încât la finalizarea primilor 4-5 pași din program, dependentul se poate pleca acasă fără dorința de a mai bea, metabolizând boala, încercând să pună la ieșirea din centru un alt fel de început
în viața sa, în ceea ce privește dezvoltarea sa emoțională, mecanisme noi de adaptare la mediul în care va funcționa. Lucrul acesta l-au făcut foarte bine, iată invitația dumneavoastră, Elena și Ștefan. Da, ne bucurăm că sunt alături de noi, aici sunt bine, frumoși, zâmbesc foarte frumos. Aș dori să vă întreb cam câți oameni își regăsesc motivația și direcția în viață anual la Centrul Izvorul Tămăduirii? Aș putea să vă spun... Estimativ, că avem, chiar și dacă nu aveți de o cifră. De 10 ani de când Centrul Izvorul Tămăduirii și Centrul de zi și Centrul Rezidențial funcționează, prin mâinile noastre, așa obișnuim să spunem, au trecut peste 7.000 de beneficiari, fie că sunt dependenți, fie că sunt aparținători, codependenți, membri ai familiilor celor dependenți care suferă și aceștia. Anual, toate aceste persoane, diferă numărul într-un an, diferă de perioada de staționare, de cât de mult sunt afectate fiecare dintre ele. Este bine să vă spun că în capacitatea centrului rezidențial este între 25 și 30 de persoane. Dintre aceștia, 3 sferturi sunt cu alcool, 10-15% sunt cu droguri sau alte substanțe psihoactive și restul dependenți jocuri de noroc sau alte comportamente compulsive. Cam cât durează în medie tratamentul acolo? Programul terapeutic Minnesota este conceput pentru 100 de zile. Noi mergem în regim intensiv, 3-4-5 ședințe de terapie pe zi, recomandăm 8 săptămâni, jumătate, însă întotdeauna plecăm pe primele 30 de zile cu o evaluare, anamneză inițială, pe care o repetăm în a patra săptămână și atunci, în funcție de ce am recuperat, ce am tratat, ce am reușit să schimbăm, ne acordăm iarăși o săptămână, 2, 3, 7, în funcție de cooperare, de implicare a persoanei pe care o tratăm. Da, puteți să ne spuneți cum pot găsi telespectatorii noștri centrul? Centrul Izvorul Tămăduirii este prezent pe paginele de YouTube, are un canal de emisiuni în care sunt arătate reușitele, condițiile noastre. Este un site, centrulizvorultamaduirii.ro. Pe paginile de Facebook ne pot găsi pe pagina Centrul Izvorul Tămăduirii sau pe mine personal, Liviu Burlacu sau Liviu Burlacu Bacău. Cred că sunt pe tot internetul. Ce mesaj doriți să transmiteți telespectatorilor noștri în această seară frumoasă când creștinătatea serbează nașterea Domnului? Pentru toți dependenții de alcool, droguri, jocuri și de noroc și alte comportamente compulsive sau dependenți de alte substanțe, există soluții, există speranță și există ajutor la Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii. Tot cel ce dorește să își schimbe viața, tot cel ce dorește să trăiască, tot cel ce dorește să aibă o viață împlinită, să fie fericit și bucuros cu sine, poate fi ajutat. Dacă privim dependența ca pe o boală perfect tratabilă, dacă ne aducem aminte de cuvintele lui Noica, ce spune, nu este rușine să fii bolnav, dar este rușine să nu te tratezi, și dacă ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune, slava nu este a celui care stă să nu cadă, ci a celui care a căzut și se ridică. Da, vă mulțumim, Părinte. Și dorim ca să aveți mult succes și binecuvântare în activitatea pe care o faceți acolo la Centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău. Vă dorim sărbători mulțumim fericite și să vindecați cât mai mulți oameni cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, mulțumim ajută. Și noi pentru invitație și intervenție în emisiune. Să vă dea Dumnezeu un an bucuros, un an cu împliniri, iar tuturor telespectatorilor dumneavoastră să vă fie alături întotdeauna când o faceți prin îndrumarea pe calea aceasta a lui Dumnezeu și a învierii. Vă mulțumim, Părinte Burlacu. Vă mulțumim cu drag, Părinte. Doamne ajută. Noi vă îmbrățișăm pe toți. O seară binecuvântată. Doamne ajută. Doamne ajută. Haideți să vedem ce a trăit în momentele acestea când vorbea părintele. Întotdeauna este emoționant când luăm legătura cu părintele Liviu Burlacu. Cum am spus și mai devreme, el este ca un mentor pentru noi, ne sfătuind tot timpul.
ne face mare plăcere să comunicăm cu el. Este un om de la care fiecare dintre noi cred că avem ceva de învățat. Da. Elena, tu ce ai simțit? Foarte, foarte mari emoții, ca de obicei. Eu sunt cu lacrimile la purtător. Asta sunt, o și sensibilă și în liceu, așa ai fost, o empatică. Da. Părintele reprezintă pentru mine un om foarte puternic de suflet, un mentor, un preot, un îndrumător, un ghid patern. E foarte prezent în viața noastră și e parte din familia noastră. Așa cum ți-am zis și la începutul emisiunii, Centrul Izvorul Tămăduirii din Bacău, pentru mine și pentru noi înseamnă acasă. Înseamnă familie, înseamnă iubire, înseamnă vindecare și da, tot ce e mai frumos. Cred că poate fi pentru mulți dintre telespectatorii noștri care se luptă cu aceste adicții o găsire a sensului vieții, o găsire a motivației de a lupta, de a merge mai departe. Iată o acțiune concretă care îi ajută pe oameni să își găsească puterea și să se vindece. Da. Da. Ce obiceiuri credeți că ar trebui să avem în viață pentru a avea un sens și o direcție, ca să fim împliniți, să fim fericiți? Voi ce obiceiuri aveți? Eu o să încep prin a spune că unul dintre cele mai importante obiceiuri pe care noi le avem și pe care ar trebui să le avem fiecare dintre noi este sinceritatea. Trebuie să fim sinceri, în primul rând cu noi înșine. Să recunoaștem atunci când avem nevoie de ajutor, să recunoaștem când avem o problemă, să fim sinceri în general unul cu celălalt. Aici e o mare problemă în lume în general, nu doar la noi în România. Ne place să ne mințim. Da. Și ne plac minciunile despre noi. Da, și de multe ori ne mințim pe noi înșine și asta este cel mai grav. Da. Dacă Elena, învățăm să fim sinceri cu noi și să ne descoperim slăbiciunile, abia așa le putem întări. Da. Cel mai frumos obicei, așa cum a spus și Ștefan, pe lângă sinceritate, pentru mine e obiceiul de a fi aproape de Dumnezeu. De multe ori am fost făcută Trinitas TV sau, mă rog, calea luată în școală, peste picior, așa. În școală, maica, da. Nu știu cum, nu știu dacă ți-aduci tu aminte, dar pentru mine legătura asta în felul Răutăți meu... Răutăți artistice. Te țin minte? După 22 de ani. Încă vezi că dacă nu mă uiți e problemă. Da, da. E foarte importantă această legătură pentru mine. E legătura care m-a făcut să trăiesc, să respir. Obiceiul de a te raporta la atributele lui Dumnezeu, la credință, la tot ce e bun și frumos, la încrederea că vei reuși, la raportarea asta frumoasă și pozitivă, adică ai posibilitatea de a alege. Acum, cu toată cunoștința pe care o am și cu toată experiența de atâți ani, pot să spun că e foarte simplu pentru mine să am acest obicei de bine, obicei de a mă înconjura cu oameni frumoși, obiceiul de a alege ce e bun pentru mine, ce nu e bun, de a mă detașa cu bucurie și cu recunoștință de tot ceea ce nu mai îmi servește. Asta pentru mine e o rețetă a unei vieți frumoase și abundente. Să mă las ghidată de sufletul meu, să rămân în credință, să mă înconjor cu oameni ca mine și să merg pe calea asta. Da. Care este cea mai dureroasă amintire pe care o aveți? Da. Împreună sau? Împreună, separat. Da, pot aici. Ar putea fi mai multe. Chiar știu că e sensibil subiectul, da. Da, n-a fost un parcurs lin drumul până aici. Dar pentru mine cea mai cruntă amintire
pot să spun așa, a fost momentul în care am fost sincer cu mine și mi-am dat seama că sunt dependent de alcool. A fost un moment momentul confruntării. Da. În momentul în care am realizat, pentru că până atunci mă mințeam singur, că lasă, că nu e chiar așa, în momentul în care mi-am dat seama că nu pot funcționa fără alcool și că tot timpul trebuie să îl am după mine ca să pot face absolut cea mai mică acțiune, să spun așa, aveam nevoie să am alcool în sânge. Ăla a fost un moment terifiant când m-am confruntat cu adevărul, da. Da. Elena? Pentru mine acest termen de durere chiar nu mai există înăuntrul meu acum, pentru că e dizolvat termenul și da. E atât de mult frumos, pace, armonie și toate valorile astea, dar mental conștientizez un moment foarte puternic de durere, deși eu am fost obișnuită cu durerea încă de mică, durerea lipsei părinților. Am trăit lângă o bunică minunată, dar cu niște comportamente care nu erau prea bune pentru sufletul și evoluția mea. Adică am fost însoțită de durere foarte, foarte mulți ani. În alegerile mele am făcut alegeri prin durere, dar o durere puternică am simțit-o în neputința alcoolului în momentul înainte de a ajunge la centru, în cele 3 săptămâni sau aproape o lună, când eu consumam zilnic 1 litru de vodcă pe zi și nu mai știam unde sunt și nu mai știam ce făceam și cădeam pe jos și eram supravegheată de oameni din jur X sau Y. Tremuram, anxietatea era foarte puternică, sevrajul a fost din nou o durere inimaginabilă. Am avut șansa de a-l avea pe Ștefan aproape, care mă făcea să zâmbesc. După 3 zile zâmbeam cu gura până la urechi. M-a ajutat să trec prin durerea aceasta foarte puternică. Dar vezi, eu îți spun toate lucrurile astea detașată și la nivel de, da, am trecut pe acolo, slavă Domnului. Nu mai simt acea presiune, de durere, de neputință, de toate acelea. Când stau și mă gândesc și mă uit în urmă prin câte am trecut, zic, Doamne, mare ești, adică am trecut și prin aia, și prin aia, și prin aia, încă de la naștere era să mor, am făcut convulsii, adică văd mâna lui Dumnezeu care m-a luat așa din cele mai adânci gropi și m-a așezat într-un context atât de frumos, chiar am zis, la vârsta asta, 40 de anișori și un pic, azi mâine o să am, da, 41, mă simt foarte tânără sufletește, foarte fericită, foarte în echilibru, cu o experiență la purtător. Știu ce să aleg, știu ceea ce mi-e potrivit, am relația corectă, bazată total pe Dumnezeu și nu pe îndrăgosteala doar reciprocă și să-ți faci idol din partener, ci prin esența atributelor lui Dumnezeu și mă simt minunat. Care sunt lucrurile care vă aduc vouă liniște, împlinire și fericire în viață? Ștefan? În primul rând, activitatea profesională pe care o desfășurăm, nu? Asta ne aduce împlinire, pentru că vedem oamenii din jurul nostru cum se schimbă, în sensul că reușim să îi inspirăm oarecum, să le arătăm că lucrurile pot fi făcute și altfel și prin preajma din punctul de vedere al filmului, al clasei de canto, vedem că reușim să inspirăm oamenii, să le arătăm o altă direcție. De exemplu, serialul acesta este făcut exclusiv cu actori amatori, oameni care n-au mai făcut asta niciodată, practic li s-a schimbat așa un pic perspectiva din punct de vedere al proiectului muzical. N-am apucat să-ți vorbesc despre el. Vorbește-ne! Da, urmează să-l lansăm în primăvară, acum depinde mult și de situația pandemică, cum va evolua. Da. Va fi un concert mare, în care Elena va cânta cu soliștii filarmonici din Arad și avem și invitați de seamă. Cu instrumentiștii.
Da? Vom avea și invitați de seamă, au confirmat Cezaro Atu, Mahala Raibanda, Andreea Rebecca Iancu, Alin Buruiană și alții. Îl vom lansa în primăvară, cum am spus, și o să fie un succes. Știm de pe acum. Da, Elena? Mă bucură foarte mult viața cu toate frumusețile ei. Mă bucur că exist, mă bucur că respir, mă bucur că sunt sănătoasă. Repet, că am o relație frumoasă cu Ștefan și de cuplu și de muncă. Mă bucură foarte mult copiii și formarea și evoluția lor. Mă bucură să cânt mai nou și să joc în serial. A, și joci în serial. Da, eu am terminat și actorie la București în urmă cu mulți ani. Uite, asta nu știam. Da, și chiar după atâția ani să pun în practică cele învățate, dar actoria de film e un pic diferită de cea de teatru și e o experiență nouă și pentru mine, dar e foarte frumos că îl cunosc pe regizorul Dan Merișca de mulți ani, așa cum ne știm și noi, și mă simt într-un fel în familie, chiar și în acest proiect. Mi-e foarte drag și mi-e foarte drag să citesc. Nu te simți cum ne simțeam noi când venea câte un dirijor nou la filarmonică? În ce sens? Da, păi mai ales când eram răcani așa și venea câte un dirijor din ăsta mai zmeu pe acolo, cam tremuram la pupitre. Nu, da. Dan Merișca are o artă de a fi și de a modela actorul în fața camerei și de a lucra cu el și mă ajută foarte mult în sensul ăsta. Mă mai bucură faptul că mă aflu într-un proces continuu de cunoaștere și de evoluție, pentru că, așa cum ți-a zis și Ștefan, munca asta cu noi înșine nu s-a terminat, ea a început și continuă zilnic. Zilnic lucrez la mintea mea, la sufletul meu, la emoțiile mele și separat și împreună, dorim să evoluăm tot mai mult. E un proces continuu. Exact, și să fim cât mai aproape de abundență, de atributele lui Dumnezeu, de tot ce e frumos. Da. Ce amintiri plăcute aveți așa din viața voastră, de care vă aduceți aminte cu drag? Okay. Elena vrea să spună. Te rog, s-a uitat la tine. Mi-aduc, nu, chiar voiam să-l las, da, dacă vrea. Să-l lași. Mi-aduc aminte și de anii liceului, cât de frumos am construit noi împreună atunci și cât de fragil eram totuși și de începători așa în viață. Mi-aduc aminte că încă de mică, de pe vremea când aveam câțiva anișori, în fața blocului făceam spectacole, cântam și imitam tot felul de reclame și le spuneam: uite, eu am să ajung celebră, eu am să fiu văzută de oameni și am să cânt și oamenii vor fi fericiți și bucuroși. Am avut un vis de mică să aduc bucurie oamenilor prin cântec și prin ceea ce sunt. Și asta e una dintre amintirile frumoase. Așa mai am amintiri. Avem amintiri din centru, cum noi în centru, la un moment dat, după ce ne-am împrietenit foarte bine, la un moment dat am început să avem și alte sentimente mai puternice unul față de altul. Am fost testați așa până la sânge și la un moment dat De specialiști, de părintele, de toată echipa, da. Și la un moment dat nici să vorbim parcă nu mai era voie, adică așa fiecare trebuia să se concentreze strict pe program. Da. Și vorbeam prin bilețele ca să nu creați o relație bazată pe codependență, că există risc. Da, firește, da, că există riscul. Numai că noi, ți-am zis, pentru noi, fiecare am fost foarte conștiincioși în programul lor și asta au văzut-o pe parcurs și părintele și echipa, pentru că noi atunci eram la început și vreau să știe dacă suntem într-adevăr capabili să pleci din centru cuplu, e istorie. Știi? Da. Și ne-au testat foarte mult și ne-au pus în tot felul de situații emoționale, mentale și la un moment dat știu că vorbeam cu Ștefan prin bilețele,
Venea așa și îmi dădea bilețelul, el pleca și eu îl citeam. Va fi totul bine, sunt aici pentru tine, știi? Oh, și versuri. Chiar dacă, chiar dacă situația e în felul ăsta, adică chiar dacă echipa ne trece prin deșertul celor 40 de ani, eu sunt aici cu tine, voia să-mi spun asta. După aceea îi spuneam și eu la fel, de multe ori eu eram în centru, un fel de, cum să mă numesc oare, mergeam cu o cățuie, se numește, unde pui cărbunele și tămâiezi. Și tămâia, da. De foarte multe ori mergeam prin camera lui și tămâiam. Ai tămâia bine. Am tămâiat-o centru, că în momentul în care ne-am dus acum o lună și ceva la părintele, a zis, și acum mirosea ne lipsește tămâia, nu mai tămâiază nimeni. Da, tămâiam da. Și sus și jos și la bucătărie și îmi place foarte mult tămâia, știi? Da. Și da, la era un moment foarte... dat mă întreba, ce cadou să-mi faci de ziua mea, că se apropie? Și chiar mă gândeam de unde pot cumpăra o cădelniță. Dar nu pot folosi. Se poate face slujbă. Da. Măcar așa prin casă, să dai cu tămâie. Dau și acum, da. Dar tot cu o chestiune folosită de oamenii care nu sunt preoți, ordinați, știi? Da. Adică pot să folosești. Am înțeles. Eu port cu drag în amintire toate călătoriile pe care le avem prin țară, că noi obișnuim să plecăm noi doi la drumuri lungi de 700, de 800 de kilometri și ne distrăm foarte tare pe drum. Comunicăm. Avem tot felul de opriri așa inopinante, nu pot să cataloghez, că aia e amintirea numărul 1, avem foarte multe, dar pentru mine sunt foarte, au un loc așa aparte călătoriile astea ale noastre. Da, chiar mă uit așa la ceea ce povesteați despre voi și ceea ce mai știu despre Elena și vreau să accentuez un lucru, că atunci când ai un vis în viață, chiar dacă viața te lovește crunt, Dumnezeu te ajută să ți-l împlinești. Poate că ați fost loviți de viață, dragi telespectatori, poate că ați avut momente și aveți momente grele în suflet, dar să nu uitați niciodată că atâta vreme cât există acel vis în voi, Dumnezeu vă ajută să vi-l împliniți. Elena și Ștefan sunt un exemplu în fața noastră că atunci când acea scânteie divină este acolo și cred că nimic nu o poate stinge decât încăpățânarea noastră. Dumnezeu ne ajută să ardem ca o făclie în lumea aceasta și să îi ajutăm pe cei care nu-și găsesc orientarea și motivația să și le găsească. Acum, trecând peste ani, îmi dau seama că Dumnezeu ne conduce pe fiecare dintre noi într-un mod unic. Și chiar dacă uneori am fost în noroi, chiar dacă uneori ne-a fost greu, avem preț în ochii Lui, suntem valoroși și cred că dorința Lui este să strălucim din nou. Așa că ridicați-vă de oriunde ați fi. Dacă simțiți că nu puteți, cereți ajutor celor care vă pot ajuta și lui Dumnezeu și faceți tot ce vă stă în putință ca să străluciți. Trăim în perioada asta a sărbătorilor, când uneori bucuria este stimulată artificial. Trecem de magia sărbătorilor și cădem în depresie, cădem în descurajare, cădem în conul acela de umbră și uităm să mai trăim. Eu cred că asta ar trebui să fie în fiecare zi, trăirea aceasta plină de pasiune, da, care vine din suflet. Ce mesaj doriți să transmiteți acum la final de emisiune telespectatorilor noștri? Pe parcursul întregii emisiuni le-am tot transmis așa mesaje ceva telespectatorilor dumneavoastră, dar pe final aș dori să adaug ca fiecare om în parte să înțeleagă că niciodată nu este prea târziu. Schimbarea poate interveni oricând, la orice vârstă, nimeni nu știe exact cum acționează Dumnezeu, dar putem vedea acțiunile lui Dumnezeu și atunci,
Dacă există un lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului și l-am și văzut, este că niciodată nu este prea târziu. Am văzut oameni la 70, la 80 de ani dependenți de alcool de o viață întreagă, practic, oprindu-se și schimbându-și viața. Deci niciodată nu este prea târziu. Da. Asta este mesajul meu. Elena? Iar eu îmi doresc ca fiecare om să fie deschis în a primi dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum ai spus și tu, drumul cu Dumnezeu, oricât de greu ar fi în toate, pentru că viața nu e o linie dreaptă, te supune astăzi la o experiență, mâine la alta, dar dacă ești cu Dumnezeu de mână și te lași ghidat de toată îndrumarea Lui, pentru că o simți la nivel de suflet, nu există să nu ai izbândă și drumul cu El e ușor, e simplu. Uite acum, când toată lumea în jurul nostru, și nu o spun ca laudă, ci ca și conștientizare, când toată lumea, multă lume în jurul nostru e pe spaimă, pe frică, ce o să fie, ce o să fie, se uită la noi și la mine și îmi spun, băi, la voi sunteți veniți așa de pe altă lume, ați picat, ați... Băi, noi am ales și în simplitatea noastră mergem cu Dumnezeu. Noi știm că va fi bine. Noi simțim că va fi bine pentru că suntem îndrumați de El. Și voi nu vedeți asta, adică e la îndemâna oricui. Sigur. Legătura asta puternică cu Dumnezeu. Depinde doar de fiecare în parte cât de deschis e să o primească. Așa că, dragilor, în Dumnezeu aveți cele mai frumoase comori. Da, frumusețea nevăzută a vieții. Am putut să o vedem și în seara aceasta la emisiunea de Sens Vieții. Și vă mulțumesc pentru că ați dăruit o parte din sufletul vostru, n-ați fost doar niște invitați la emisiune și cred că telespectatorii noștri au simțit și simt lucrul acesta. Doresc mult succes în continuare și vă mai aștept la emisiune. Cu toată dragostea, Anica, și noi îți mulțumim pentru invitație, mult succes și sănătate în tot ceea ce faci. Mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea de a împărtăși cu telespectatorii dumneavoastră acest mesaj. Cu drag. Andrei Pleșu scria în cartea sa intitulată Despre frumusețea uitată a vieții următoarele. Dacă îți acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci de jur împrejur o privire odihnită, curioasă și nepătimașă, vei găsi destule argumente să te bucuri. Lucrurile încă funcționează, șarpanta lumii încă ține. Mai există încă oameni întregi, tradiții vii, întâlniri miraculoase. Trăim într-un sos toxic, dar el conține încă mirodenii subtile cu efect anesteziant. Marele animal cosmic nu pare încă să ia în serios agitația noastră propagandistică, spaimele noastre apocaliptice. Se poate trăi, se poate trăi bine, se poate încă trăi frumos, am încheiat citatul. Farmecul și frumusețea vieții sunt ascunse lângă noi. Trebuie doar să deschidem ochii pentru a vedea bucuriile și miracolele care ne înconjoară. Fiecare dintre noi putem fi fericiți, pentru că fericirea se află în spirit, nu în lucruri. Doamnelor și domnilor, sunt Ionica Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această ediție specială a emisiunii De Sens Vieții. Vă doresc sărbători fericite și un an nou binecuvântat. Vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare. Pe curând!